Unii solicitanți își pierd răbdarea pe parcurs și renunță la adopție, șansa copiilor de a trăi în sânul unei familii fiind din nou curmată. Din sute de copii abandonați, doar 7 au fost declarați adoptabili în cursul anului trecut. Un număr de 11 familii care sunt atestate ca familii apte să adopte se află pe lista de așteptare pentru a adopta un copil, iar copiii cu vârste cuprinse între 1 și 4 ani sunt cei mai solicitați de familiile care doresc să adopte un copil. Sute de copii din centrele de plasament nu pot fi declarați adoptabili, fie din cauza vârstei, fie pentru că instanța nu a încuviințat procedura de adopție, deoarece părinții naturali nu au fost găsiți și nu și-au dat acordul.